Cred că mulți din voi ați văzut că m-a bătut și în timpul vlogului. Marca mă regretă pe mine să uită! Bine să uită! Salutare lume, eu sunt Mihai, aka Hugo și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi, după cum am spus ieri pe Instagram, o să facem reacționez la memorile voastre, partea a doua. Și înainte să începem acest vlog, vă rog frumos, apăsați pe butonul ăla de subscribe pentru că aparent în jur de 70% din cei care se uită la vlogurile mele nu s-a abonat. Imaginați-vă dacă am ajunge la 200.000 gen în vreo 2-3 luni. Și dacă doriți partea a treia din acest vlog, apăsați pe butonul ăla de like ca să ajungem la 3.000 de like-uri. Vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea la ultimele videoclipuri. Am ajuns la 11.000 de like-uri, am ajuns la 7.000 de like-uri, am ajuns la 8.000 de like-uri. Să știți că înseamnă foarte mult că sunteți activi pe canalul meu. Așa că hai să nu ne lungim mult și să trecem la vlog. Când crezi că o să iei nota 4 la test, dar profa spune dublu cât te-ai așteptat? Fiecare din noi a avut măcar o situație de genul. Sunt sigur că a avut măcar o situație în genul în care efectiv scrii testul sau răspuns tema, știi? Și gen, te gândești în capul tău, holy shit, îmi pune 6. Mamă, ce bătaie îmi iau de la ei mei acasă. Și după ce termin de răspuns, efectiv, te uiți în catalog după 8. 8? De unde 8? Personal, băi, iubesc profesorii de genul. Deci îi respect din suflet. Însă oricum nu o să avem probleme de genul până anul viitor, gen. Surprise, motherfucker! Nimeni nimic. Iuliana și Hugo pe live. Îl putem numi un sărut virtual. Acel moment când ești idolul fetelor, iar ele te strigă în continuu, în continuu. Nu cred că sunt idolul multor fete. Însă cu adevărat îmi place chestia asta. Asta e celebrarea mea favorită, probabil, din istoria fotbalului. Acel moment când vezi o fată frumoasă la tine pe stradă. Nu cred că am ajuns niciodată să fiu așa de obsedat ca să-i fac fotografii la fete, unei fete pe stradă. Însă știu pe cineva care face asta. A fost bună gluma, vă rog frumos, aplaudați, recunoașteți. Content de calitate. Acel moment când te iau căldurele, când te scoate la tablă, la mate. Nu cred că m-au luat căldurele niciodată când m-au scos la mate. Însă cu siguranță m-au luat căldurele când m-au scos la chimie și la fizic. Atunci mă iau mai mult decât căldurile, atunci pot să le șin pe loc, gen. Când te sună crash pe cameră, până când nu te acomodezi, până când nu ești într-o relație cu crush-ul tău sau nu știu, nu vă vedeți în viața reală, trebuie să fii mereu pregătit. Deci dacă te vede într-o... dacă nu te vede frumos, nu te vede pregătit, îi strici prima impresie, așa că până vă acomodați un lookout-ul, sfatul meu, faceți-vă fotografii frumoase și arătați bine. Acel moment când îi zici sororii tale că nu ți-a plăcut mâncarea făcută de ea, nu puteai să faci și tu ceva mai bun? E adevărat, e adevărat. Însă și-a recuperat greșeala, și-a recuperat-o, o să vedeți în partea a doua. Însă până atunci fiți atenți ce-a gătit ea. E mult mai bine. Acum e altă treabă. Acel moment când îți faci mama ciudată, iar după ce termin de filmat, te va bate. Cred că mulți din voi ați văzut că m-a bătut și în timpul vlogului. Marca mă regretă pe mine să uita la mine. Ce bine te-ai potrivit lângă statuia lui Ștefan cel Mare. Nici o problemă, facem, fiți atenți. Eu personal nu văd nicio diferență, voi? Mai avem una de genul. Mihai încercând să-și ia zborul. Sincer că mă uit la poza asta, îmi amintești exact de o pasăre. Deci gata? O să fac fix aceeași poziție. V-am zis că e content de calitate asta. Ok, lume, deci cam ăsta a fost vlogul pe ziua de astăzi. Știu că nu a fost foarte lung vlogul de astăzi, însă... na, cât mai scurt e vlogul, cu atât contentul e mai bun. Așa că o să vă dau de les. Dacă doriți partea a doua și dacă doriți să-l fac, să fac mai lungi vlogurile și dacă vă plac cu adevărat, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe, pentru că 70% din voi care vă uitați la vlogurile mele nu sunteți abonați. Și chestia asta doare. Și lăsați din nou un comentariu dacă veți vlog mai lungi sau partea a treia. Eu am fost Mihai aka Hugo, pregătiți-vă de următoarele vloguri pentru că o să fie foarte, foarte tari. Urmează vlogurile cu partea a doua din vlogul cu Google Translate, urmează partea a doua din Am-Nam cu sora mea, așa că fiți gata. Iar noi ne vedem data viitoare. Peace!